Vă recomand pentru început, stimată doamnă, un exudat faringian și un exudat faringian pentru candida. Multe din candidozele bucofaringiene prezintă această genă, această supărare în gât. După ce acest exudat, va, dacă acest exudat nu va fi pozitiv nici pentru candida, nici pentru streptococ, vă recomand niște tablete pentru subt, solicitați în farmacie și veți primi tablete pentru subt cu mușchi islandez. Rezultatele vor fi spectaculoase. Au în compoziție mușchiul islandez care are o substanță mucilaginoasă după ce este subt, se formează o barieră protectoară pe suprafața orofaringelui și pe dumneavoastră nu o să vă mai supere gâtul. De asemenea, vă recomand în perioadele de acutizare să folosiți spray-uri cu ulei de cătină, ulei de gălbenele, ulei de bergamotă. De trei ori pe zi câte 3-4 pulverizații și o să vedeți că o să vă simțiți mult mai bine. Dacă între episoadele de amigdalită pe care le faceți sunt multe episoade de amigdalită pultacee, voi, veți studia împreună cu medicul de familie și medicul orele oportunitatea amigdalectomiei. De asemenea, și pentru adulți sunt disponibile în farmacii produse pentru creșterea imunității, unele dintre ele produse de top, de exemplu, importate din Germania. Vă recomand să solicitați preparatele pentru creșterea imunității ale medicinei ortomoleculare și veți vedea că vor fi rezultate cu ceea ce v-am spus. De asemenea, este importantă consultul la medicul specialist ORL, medicul de familie și dacă sunteți în apropiere de Timișoara sau dacă se va nimeri o vizită de-a noastră în București alături de distinții administratori ai site-ului, vă stăm la dispoziție și vom vedea la fața locului despre ce este vorba și ce va fi necesar.